Directorul general al UMESAD-ului Gheorghe Boian, dar și directorul tehnic și de producție Lucian Gabriel Bogdan au fost trimiși în judecată pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, distrugere din culpă, dar și pentru că nu au luat măsurile legale de securitate și sănătate în muncă. Accidentul din februarie 2011 s-a soldat cu moartea a două persoane, accidentarea gravă a alteia și importante pagube materiale. În judecată a fost trimis astăzi și Dumitru Toloargă, șef de secție în cadrul uzinei mecanice SADU, pentru comiterea acelorași infracțiuni, cea mai gravă fiind cea de ucidere din culpă, pedepsită cu închisoarea de la 2 la 10 ani. În rechizitoriul întocmit de procurorul din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj, se precizează că pe data de 11 februarie 2011 la SCU Mesadu S.A. din localitatea Bumbești-Jiu, filiala companiei naționale Romar Mesa București, a avut loc o explozie în urma cărei au decedat două persoane de sex feminin, în vârstă de 38 de ani și respectiv de 41 de ani, iar un bărbat a fost transportat de urgență la Spitalul de Arș din București. Din materialul administrat în faza de urmărire penală a rezultat că Boian Gheorghe Lori, în calitate de director general, a dat dispoziție ca pulberea rezultată dintr-o muniție expirată, veche de 30 de ani, să fie introdusă în fabricație. Bogdan Gabriel Lucian, în calitate de director tehnic și de producție, este acuzat că nu a luat măsurile legale de securitate și sănătate în muncă, fiind creat un pericol grav și un accident de muncă în urma căruia s-a produs evenimentul. Toloargă Dumitru, în calitate de șef de secție, nu a respectat obligațiile și măsurile stabilite cu privire la securitatea și sănătatea în muncă, creând un pericol grav și iminent de producerea unui accident de muncă în urma căruia au decedat două persoane, o alta a fost grav rănită și au fost produse importante pagube materiale. Valoarea estimată a pagubei materiale este de peste 181.000 de lei. Se arată în același rechizitoriu. Dosarul a fost trimis pe masa magistraților de la Judecătoria Târgu Jiu.